Deja nu mai există zi în care să nu apară imagini cu urși din ce în ce mai aproape de locuințele oamenilor sau pe marginea drumurilor de munte. De această dată, în Ținutul Secuiesc, o ursoaică și puiul ei se joacă pe drum mai multe minute, fără să le pese de autoturismele oprite cu farurile aprinse și de gălăgia provocată de acestea. Șoferii au pus mâna pe telefoane și au filmat spectacolul superb. Filmarea a ajuns pe pagina de Facebook Observatorul de Urși, fiind vizualizată de sute de mii de utilizatori de internet și distribuită de alte câte mii de ori. Comentariile internauților se învârt în jurul sacrificării animalelor. Asta deoarece mulți oameni din zonele în care au început să vină urși se plâng de faptul că aceștia le omoară animalele și le distrug culturile. De cealaltă parte, ecologiștii spun că urșii nu trebuie omorâți pentru că nu ei sunt vinovați de faptul că în ultimele 10 de ani pădurile României au fost rase, distrugându-li se astfel habitatele. ONG-știi acuză lipsa implicării statului în protejarea urșilor. Recent, Ministerul Mediului a dat undă verde uciderii a aproximativ 100 de urși, stârnind mânia ecologiștilor, care spun și că ministerul apără, de fapt, interesele vânătorilor și asociațiilor de vânători dornice de venituri mari. În România se află cea mai mare populație de urși bruni din Europa, estimată la aproximativ 6500 de urși.